Show-urile de la Paris reprezintă noua esență a înțelegerii modei, mai ales în secolul 21. În sensul că până ajunge acolo am crezut că știu aproape tot. În sensul că eram dopat de tot ceea ce însemna informație, editorial, istoria designerilor, campanii de imagine. Însă, chiar dacă aici făceam deja de câțiva ani evenimente, până n-am ajuns acolo să înțeleg că, de fapt, nu știam aproape nimic și că a înțelege un act creativ înseamnă să-i simți construcția lui. Eu merg în backstage, pe exemplu, make-up, hair, structurile de așezare a backstage-ului, până și ce mănâncă modelele. După aceea sunt proiectele de lumini ale sărilor, fiecare cu particularitățile lui. Până la repetiții, interviuri cu designer, și am avut marile mele bucurii, a fost un interviu cu Albert Elbaz, pentru care lucrează la L'Enfant și care acum se bătură chiar sezonul ăsta 10 ani de L'Enfant, și Marc Jacobs. Marc Jacobs aveam noroc că fuma la un moment dat cu Diana Dunduie într-un balcon la Petit Palais. Și am stăpă Diana, eu pe ea o căuta, am salutat, era cu Marc. Și am întrebat dacă pot stau cu ei un pic cât fumează. Au fumat, ea a plecat, eu am rămas, am discutat cu Marc și am mai avut Marc Jacobs, un mare designer, și am mai discutat, nu știu, 10-15 minute, ceea ce a fost fabulos. Și m-a ajutat că următoarele două show-uri m-a recunoscut și m-a introdus în... Eram la show-ul Louis Vuitton, că el face Marc Jacobs pe linia proprie la New York și Louis Vuitton la Paris. Și am avut... am intrat mai ușor, dar că am intrat după aceea de fiecare dată, dar am intrat mai ușor recunoscându-l pe Marc Jacobs, ceea ce a fost o onoare. Și era un personaj interesant, mai vorbim de Albert Elbaz, de care mi se pare absolut fabulos. Dar, în general, trebuie să, iarăși am învățat, ca să pot să analizez un domeniu, orice domeniu, trebuie să ai o distanță față de el. Încerc să nu am oameni care îmi plac și oameni care nu-mi plac, colecții care îmi plac și colecții care nu-mi plac, pentru că automat aș fi subiectiv și de șansele ca să fiu nuanțat, scad. Și treaba mai e să înțeleg esența lucrurilor. Deci spuneam că până nu trăiești acolo, inclusiv oamenii care vin la fiecare show îți dau o anumită nuanță a colecției. Mai vorbim de faptul că tu, în general, pe net și mai ales la momentul respectiv, toate fotografiile din față. În timp ce designerii lucrează foarte mult spatele produselor, lucrează foarte mult ambientul, care îl vezi foarte rar, până când acum, de vreo 3 sezoane de-abia, a fost introdus foarte mult zona de video, zona de video screen, adică transmitem direct pe video. Inclusiv noi am fost în avangarda transmisilor, noi am transmis ultimele gale avant-premier, le-am transmis live pe internet, pe perfecte.ro două ediții și pe Diva Hair o ediție, iar acum probabil vom modera pe Diva Hair, inclusiv pe fațada de la Cocor, de asemenea direct, care a fost, toate au fost premiere naționale. Au fost multe premiere naționale. În general, îmi place să explorez și eu cred că fiecare om ar trebui să nu se bucure cu ceea ce știe, ci să se bucure cu ceea ce va putea să descopere. Și în momentul ăsta, în momentul în care te aduci cu deschidere, cu curiozitate, cu căutare, lumea îți va revela lucruri absolut extraordinare și clar nebănuite. Deci eram la Paris, deci nu vezi până nu trăiești inclusiv energia show-ului respectiv. Deci e efectiv o înțelegere fiziologică a stării, a personajului. Au fost show-uri care au fost puse arome. Deci s-a lucrat deja cu elemente 3D, 4D, deci cu foarte multe simțuri, anumite prăjituri sau anumite băuturi speciale înainte. Înseamnă că te introducea în starea respectivă. Deci au fost chiar chestii comice, de genul scene cu prăjituri din Marie Antoinette, care a fost după aceea reprodusă înaintea show-ului L'Enfant și a fost foarte, foarte fun. Inclusiv acum a fost ceva bucolic, așa, de extrem de... Ești cu totuși cu o altă stare decât atunci când vezi niște fotografii, niște videouri. Deci totul e schimbat. Și asta pe mine, ca și creator, ca și realizator de show-uri, mă ajută enorm, pentru că văd cele mai importante show-uri din lume.
Paris este clar liderul mondial și nu cred că se apropie cineva de el. Deci am, să spunem, trainingul maximal imaginabil în zona asta. Și colecțiile, repet, în momentul în care mergi în backstage, le vezi în detaliu, poți să te duci, le atingi, te uiți la finisaje, elemente pe care altfel n-ai cum să le faci. Unele dintre produse nici măcar neintrând în magazine. Când într-o colecție intră în magazine cam 60%, maxim 80% la colecțiile excelente. Tu acolo vezi acea 100% simțită și propusă de către designer. Ceea ce, deci, să zicem că ulterior ar fi putut să duci în magazin să le vezi, din faptul că sunt multe magazine în care n-ai cum să te duci, acolo vezi tot. Vezi exact viziunea designerului în integralitatea ei. Și asta mă ajută foarte mult când lucrez cu designerii, când pregătesc evenimente, când pregătesc concepte, când pregătesc lumile. Sursa ta de inspirație. Da, una dintre. Sunt multe surse de inspirație, fiind pasionat de la muzică, lucrez foarte mult acum pe muzică, pentru că în momentul în care fac un show, muzica și crearea personajului sunt părți esențiale în punerea în operă în mod cât mai aproape de viziunea designerului a propunerilor lor, fiecăruia. Și atunci zona de artă, artă contemporană, artă clasică, toate astea fac parte din acel limbaj fără de care n-ai cum să reacționezi la viziuni atât de diferite, atât de complexe și în sisteme care se schimbă de mult. Ce îmi place mie la modă cel mai mult e că se schimbă. Și că în fiecare sezon tu se iau de la capăt, în fiecare sezon îmi golesc toate fișierele și încep să le umplu cu mirare și cu atenție cu elementele noi ale fiecare sezon. Și ne spune că nu se schimbă nimic în modă, face facil și un pic neînțelegând esența ei. Se schimbă la nivel nuanțelor, la nivelul subtilității, la nivelul rapoartelor între elemente. Poate că nu se schimbă la nivel macro, tot fusă, tot pantalon, tot rochie, tot. Dar elementele inovative sunt la nivelul subtil, la nivelul în care rapoarte cromatice, volume, proporții, povești sunt puse altfel în nou. Asta înseamnă mod, asta înseamnă că de fiecare dată mă mir, mă regolez, mă revirginizez și o iau de la capăt. Ceea ce este extraordinar și sunt între puținele domenii în lume care ne obligă la așa ceva, bine, dacă vrei să o faci foarte serios. Și lucrez cu oameni extraordinari, lucrez cu mulți tineri, fie că sunt studenți, fie că sunt designer, fie că sunt modele, fie că sunt fotografi. Și asta mă ține în priză, mă ține fresh, mă ține gata de luptă. În general, e bine să-ți faci propria ta lume și să ai cu adevărat ceva de spus. Un ultim sfat pentru fanii StartEvo? În primul rând, inițiativa este extraordinară și marea problemă în România, de-aia mi s-a părut, de-aia sunt și aici, marea problemă în România este lipsa reperelor, lipsa oamenilor care împărtășesc acele elemente unice, dar care, puse împreună de către fiecare, vor duce la propria lor unicitate, pentru că noi descoperim embleme. În România nu există valori certe. Totul se amestecă, totul încearcă să fie deturnat, totul încearcă să se distrugă tocmai starea de emblematică. De ce? Ca să poată să fie ușor pentru cei care nu au nimic de spus, nu au nimic de făcut și de cel mai multe ori conduc. Dar cred că fiecare își poate crea propria Românie, în cadrul acestei Românii, care, repet, în esența este superbă. Și cred că oamenii, în momentul în care treci de aceste sisteme de armuri, de măști, de protecții uneori obsesive, descoperi niște ființe foarte fragile, foarte în căutarea esențială a echilibrului. Eu cred că esențial în viață sunt două lucruri, menținerea echilibrului, căutarea și menținerea lui și dezvoltarea. Înțelegând foarte mult, citesc foarte mult, iar și o chestiune esențială
citit, după părerea mea, e un exercițiu cerebral fundamental. E forma în care creierul este pus cel mai mult la lucru. Transform niște elemente abstracte, care sunt literele, adică sunt și convenții, nu? În niște lumi. După aceea vine teatru, care transformă niște simboluri, regele, Romeo, trădătorul, în niște lumi. Deci, când spui regele, automat ai o sumă de valori și de decriptări. După aceea de-abia vine televiziunea, de fapt nu, vine filmul, care îți dă aproape tot, dar ai niște blancuri, ai niște elemente care trebuie să ți le completezi tu, care trebuie să vii, să intervii, dar mult mai puțin decât în teatru și enorm mai puțin decât în carte. Și la final vine televiziunea, care ești ca o scoică, stai, vine planctonul prin tine, iese și rămâne extrem, extrem de puțin. Deci, înțelegând asta, am făcut totul astfel încât să merg pe ideea că în viață putem face puține lucruri, putem să fim echilibrați, putem să fim verticali, putem să fim neașteptat sinceri. Fac un exercițiu de câțiva ani de sinceritate totală. Nu e simplu, dar este atât de bine. Putem să ne păstrăm direcțiile și să ne coagulăm identitatea și individualitatea și, în primul rând, putem să ne dezvoltăm. În momentul în care ne dezvoltăm, lumea devine mai interesantă, lumea devine mai frumoasă, lumea devine mai complexă, noi trăim mai bine. Mulțumim!